Deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Isaia. Continuăm ciclul nostru de meditații din Isaia. Am ajuns la capitolul 4 și 5. Ne vom concentra în seara asta pe capitolul 5 și posibil ca să revenim la capitolul 4 după data viitoare. Nu s-a hotărât cum o să procedăm, dar începem cu capitolul 5. Aseară la masă cu niște frați cureși și cu niște frați din biserică, zicea cineva despre limbajul acesta din zona Zalăului, că noi ne văietăm mult. Că, oi, vai. Citind pasajul acesta, am observat că și prorocul probabil că avea ceva tangență, că numai vai de noi, vai de noi, vai de noi. La un moment dat, tot capitolul 5, am dat ajutat de capitolul, dacă citești numai vai de noi. Vai de cei care așa, vai de cei care așa, toți noastră vai. Este o carte foarte grea, Isaia, pentru că ne confruntă foarte brusc cu starea noastră și ne regăsim așa de repede în cele scrise pe paginile cărții. Și este interesant cum în diferite feluri, prin diferite modalități, fie prin prorocii, fie prin viziunile care le are, și aici vedem, ni se descoperă un cântec. Voi cânta, prea iubitului meu, un cântec despre via lui. Apropo, am să fac o mențiune. Posibil câteodată, dacă citiți în Biblia dumneavoastră, să vedeți că este puțin diferit. De un timp folosesc noua traducere, este încă în probă, cum s-ar spune. Înțelesul este la fel. Mi se pare că noua traducere tratează multe pasaje mult mai literar. Deci dacă anumite lucruri vi se par puțin ciudate, uitați-vă cu atenție, veți vedea că până la urmă este exact aceeași înțelegere. Dacă ne gândim la ideea de un cântec și chiar discutat weekendul acesta cu fratele Linel despre problema aceasta închinării în biserică, nu dai foarte multă importanță, sau nu se dă foarte multă importanță în ziua de astăzi la cântare. Sau se dă prea multă importanță, dar în felul greșit, la ceea ce înseamnă cântarea. Și cântarea este foarte importantă pentru că inclusiv pasajul acesta ne arată că este una dintre metodele de lucru prin care Dumnezeu vrea să se reveleze, vrea ca să ne comunice ceva. Și dacă observăm felul în care pornește acest pasaj, pornește declarând această cântare. Și este foarte important ca să vedem că felul în care se prezintă cântarea aceasta sunt două elemente importante. În primul rând, este important cui este adresată cântarea. Voi cânta prea iubitului meu. Voi cânta Domnului Iisus o cântare. Atunci când noi cântăm în adunare, este foarte important să înțelegem cui cântăm. De multe ori discutăm despre a pregăti programe pentru biserică sau de a alege cântări pentru biserică. Dar cântarea este pentru prea iubitul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, în primul rând. Și în cel de-al doilea rând este pentru noi. Și vedem că pasajul ne spune că cântarea respectivă are un mesaj anume. Un mesaj specific. Un cântec despre via lui. El este ținta cântării și cântarea este tot despre el. Cântarea nu este despre noi, pentru noi. Deși în biserica modernă, deseori, cântarea este despre noi și pentru noi. Și judecăm o cântare cum ne face pe noi să ne simțim. S-a plăcut la închinarea. Poți cam triste cântări. Foarte bine. Cam tristă starea noastră. Bine să se regăsească acea stare în cântarea noastră. Cântarea, în primul rând, este o modalitate de a lui Dumnezeu de a ne comunica ceva, de a se revela, de a ne vorbi. Deci este foarte important să-i acordăm importanța necesară și să-i acordăm seriozitatea necesară. Ea conține învățătură. Nu știu dacă știți, dar felul în care se pregătesc programele pentru duminică,
predică pentru miercuri este că un frate face această slujbe de a pregăti programul, de a alege cântările, bazat pe tema care există, pe pasajele care se vor citi, alege 5-6 cântări care să ne pregătească pentru a ne închina în fața lui Dumnezeu. Și programele sunt în mare parte, nu, poate ați observat, poate nu, organizate după un tipar. Acest tipar fiind cântări care ne provoacă ca să slăvim pe Dumnezeu. Cântări care ne provoacă să ne mărturisim păcatele noastre, să ne mărturisim cine suntem noi în fața acestui Dumnezeu proslăvit. Cântări care ne arată că există într-adevăr mântuire și afirmă iertarea care o avem în fața lui Dumnezeu. Dar un lucru foarte important și probabil că nu știți și nu aveți cum să știți, acest program înainte ca să fie tipărit în aceste buletine care le primiți, întotdeauna ajung la mine și eu mă uit peste fiecare cântare. Ca nu cumva că cântarea să conțină o eroare de învățătură care ar putea ca să ajungă în adunare. Cântarea nu este doar ceva care este aici să ne simțim noi bine și să batem pasul cu ritmul și să zicem ce fain a fost la biserică. Cântarea este un instrument de revelație a lui Dumnezeu, este un instrument didactic. Dacă vrei să înveți pe un copil ceva, cel mai repede îl înveți într-o cântare. Îndoi învață o cântare. Dacă dai la un copil ca să memoreze un manual de biologie, de exemplu, îi va fi foarte greu. Dar dacă vrei ca să învețe, nu știu, toate oasele din corp, există un cântec, nu? Mosul ăsta e conectat cu ăsta, nu știu cum merge, nu ne-am învățat. Cântarea este foarte importantă pentru cine este și conținutul ei. La fel, acest început de pasaj ne învață de fapt că toate lucrurile sunt cu același scop. Istoria, Biblia, tot ceea ce facem noi aici este despre Domnul Iisus și este pentru Domnul Iisus. Un cântec despre via Lui. Și zice, iubitul meu avea o vie de acest deal, un deal bogat, fertil și a săpat-o, a curățat-o de pietri, a sădit în ea cele mai alese vițe. I-a zis un turn de pază și a săpat un teasc, apoi a așteptat să facă struguri buni, dar ea a făcut struguri sălbatici. Poporul său, noi, are același scop de a-L revela pe Dumnezeu, de a aduce rod pentru slava lui Dumnezeu. De asta existăm și vedem că noi în mod continuu falimentăm în această chemare. El a așteptat să se facă struguri buni, roadă bună și așteptare legitimă, pentru că vedem că s-a îngrijit de noi așa de bine. Și noi falimentăm în acest fel în mod continuu. Versetul 3, la versetul 4, Dumnezeu vine și spune, judecați voi. Până la urmă și voi vă dați seama. Acum voi, locuitorul Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați între mine și via mea. Ce ar fi trebuit să fac viei mele și nu i-am făcut? De ce a făcut acești struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Dumnezeu întreabă poporul său, ce v-a lipsit? Puteți să-mi băgați ceva de vină? Că v-a lipsit ceva încât să dați roadă bună? Încât să fiți un rod de slavă pentru Dumnezeul vostru? Ați avut toate privilegiile, vine și spune Dumnezeu. Am făcut totul pentru voi și voi tot nu ați dat rod bun. Tot rod sălbatic a ieșit din voi. Și până la urmă Dumnezeu vine și spune, judecați voi. Dacă voi ați avea o vie, dacă voi ați fi stăpân, dacă voi v-ați îngriji cum am îngrijit eu de voi, ce așteptări ați avea de la această vie, de la acea grădină? Până la urmă și noi putem să ne uităm la viețile noastre și să fim conștienți că am avea așteptări mai mari decât rezultatele care le dăm în ceea ce înseamnă viața noastră de sfințenie. Acum vă voi spune ce voi face cu via mea, spune Domnul. Îi voi da la o parte gardul și ea va fi nimicită. Îi voi dărâma zidul și ea va fi călcată în picioare. O voi preface într-o pustie,
nu va mai fi curățată nici săpată și în ea vor crește spini și mărăcini. De asemenea, voi porunci norilor să nu mai dea ploaia peste ea. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată la ideea aceasta că în jurul tău există un gard divin. Asta ce spune, de fapt, textul acesta din 5 în 6 elucidează toate beneficiile, scoate în relief toate beneficiile duhovnicesc vorbind despre care noi le avem și sunt neapreciate de noi. Acest gard care Dumnezeu l-a pus în jurul nostru, care ne protejează și acum vine și spune în judecata lui: voi dărâma gardul și vă voi lăsa călcați în picioare. Acest zid de protecție care există, această curățenie și săpătură care se întâmplă la rădăcinile noastre. Lucruri neapreciate de noi și acum Dumnezeu vine și le scoate în relief și spune: uitați tot ce am făcut pentru voi ca să aduceți rod și nu v-ați dat seama. Dar acum uite ce am să fac, am să le iau toate lucrurile acestea și am să vă las călcați în picioare. Nu știu dacă vă gândiți, de exemplu, de fiecare dată când plecați de la adunare, după ce ascultați un mesaj, că Dumnezeu în acel moment v-a curățat și v-a săpat la rădăcini și a pus îngrășăminte și așteaptă ca să vină rod de acolo. Nu știu dacă vă gândiți că mediul în care trăiți, un mediu în care aveți o adunare locală la care să mergeți, aveți alți frați cu care să stați în părtășie și în rugăciune, este un zid de protecție divin în jurul sufletului tău. Ai putea fi undeva într-un sat singurul credincios, prigonit de toți din jur, doar tu și Domnul. Nu ești. Ești în mijlocul unui popor ales, ești în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a îngrijit ca să ai toate beneficiile necesare. Voi porunci norilor să nu mai dea ploaie peste ea. Dumnezeu se îngrijește de noi în mod spiritual ca să avem toate beneficiile duhovnicești și așteaptă de la noi ca să dăm roadă bună și noi dăm în continuare roadă rea, roadă stricată. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel, în versetul 7, iar bărbații din Iuda sunt grădina desfătării sale. Identifică Dumnezeu via. Aceasta este via. Poporul meu este via despre care vorbesc. Și întrebarea care se poate pune atunci este: se aplică nou acest pasaj? Cu siguranță că se aplică, pentru că eu cred că profetul vorbește în această prismă profetică. Israelul, poporul lui Dumnezeu, sunt toți cei care sunt credincioși lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune până la urmă că din tot ceea ce a fost, Israelul rămâne o rămășiță. Și acum este un nou Israel, este un nou popor care este întocmit de toți cei care sunt credincioși lui Dumnezeu. Fiii credinței sunt fiii lui Avram, nu doar cei biologici. Versetul 7, de fapt, scoate în evidență care este scopul existenței noastre. Omul are impresia că trăiește ca el să fie fericit. Și versetul 7 spune: nu. Spune: via aceasta, poporul meu, există ca să fie desfătarea lui Dumnezeu. Bucuria lui Dumnezeu în oglindirea noastră a Lui este scopul existenței noastre. Apostolul Pavel spune că toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El. Nu suntem noi centrul Universului. Noi suntem creați cu un scop. Noi am fost sădiți cu un scop. La fel cum dacă locuiți la o casă și vă plantați niște copaci în fața casei, îi plantați cu un scop, să aveți desfătare, să aveți bucurie atunci când îi vedeți cum dau rod, atunci când gustați din rodul care crește pe ei. Omul nu are impresia că există ca el să fie fericit. Noi avem impresia că Dumnezeu, și ar putea într-un fel, dacă pomul ar gândi, să gândească asta. Înțeleg cum s-ar putea, da? Nu? Stăpânul vine, îl curăță, pune îngrășământ, are grijă de el, îi dă tratament și așa mai departe. Pomul ar putea să-i se urce la cap și zice: ce important sunt eu.
omul acesta vine, fie ploaie, fie soare, se îngrijește de mine, construit un gard în jurul proprietății, să nu vină hoții, să mă protejeze, ce important sunt eu. Cam așa gândim noi. Dacă toate lucrurile acestea există, evident că ei au o importanță extraordinară și uităm de stăpânul care ne-a sădit în grădina lui pentru beneficiul lui, pentru desfătarea lui. Ceea ce urmează din versetul 7 în versetul 10, vedem acest paralel între felul în care privim noi lucrurile și felul în care le privește Dumnezeu lucrurile. El versus noi. Versetul 7 ne arată această serie de el versus noi. El se așteaptă la judecată dreaptă, dar când colo iată vărsare de sânge. El se așteaptă la dreptate, dar când colo iată strigăt de durere. Și versetul 8 și 9 și 10 are același paralel. Versetul 8 ne spune: vai de voi care înșirați casă după casă și uniți ogor lângă ogor, până nu mai rămâne loc și trăiți singur în țară. Și în versetul 9 și 10 vedem ceea ce Dumnezeu spune că se va întâmpla. Cu siguranță multe case vor fi pustiite, case mari și frumoase, în care nu va mai sta nimeni. Vie de zeci de euro, vie mare, nu va avea niciun rod. Deci Dumnezeu zice, uitați ce voi vreți să faceți și uitați ce am să fac eu. Uitați ce am căutat eu de la voi, dreptate și judecată dreaptă, și uitați ce ați produs voi. El caută dreptate, noi căutăm fără de lege. El caută rodul nostru, noi căutăm bogăția și împlinirea noastră. El caută împlinirea lui, nu înțelegeți greșit, nu în sensul că el are nevoie de noi ca să fie împlinit, ci în sensul că el ne-a creat cu un scop. Cu scopul de a reflecta slava lui. Și nimeni nu ține nimic pe lângă casă până la urmă dacă nu își împlinește scopul. Dacă se strică ceva în casă, nu știu, cuptorul cu microunde, nu îl iei și îl pui pe raft și zici, ce bibelou frumos. Dacă nu-l poți face să producă căldură, că ai nevoie să încălzești mâncarea cu el, până la urmă, îl arunci la gunoi. Nu stai și te închini la el și zici, păi acum, și dacă nu mai îndeplinește scopul pentru care l-am cumpărat sau l-am creat. El are un scop pentru noi. El vrea ca noi să fim drepți pentru că el este drept și noi în continuare căutăm fără de legea. El vrea ca să slujim pentru a reflecta slava lui și noi căutăm în continuare împlinirea noastră și bogăția noastră. Și profetul continuă și începe și ne înșiră această listă în care este foarte clar că e vai de noi. Pentru că nu îndeplinim scopul pentru care am fost creați. Dumnezeul atotputernic care a creat universul, care printr-un singur cuvânt a dus totul în existență, pretinde ceva de la noi și e vai de noi pentru că noi în continuare producem opusul. Uitați ce facem noi. Vai de cei ce se trezesc dimineața de vreme ca să alerge după băutură. Vai de cei ce stau până noaptea târziu ca să se înfierbinte de vin. Vai de cei ce mânghetuiesc cu lira și cu harfa, cu tamburina, flautul și vinul, dar nu țin seama de faptele Domnului. Vai, zice, pe frate, dar noi nu facem din asta. Noi nu ne trezim dimineața și alergăm după băutură. Poți, fiecare om are băutura lui. Să fie foarte clar. Fiecare om are băutura lui. Pentru unul este vin, pentru unul este coniac, pentru altul este putere, pentru altul este sex, pentru altul este bani. Fiecare om are lucruri pentru a aleargă de dis de dimineață ca să se simtă bine, ca să împlinească. Toți suntem bețivi după această bucurie a lumii acesteia. Faptul că bucuria noastră nu se găsește la fundul unui pahar nu înseamnă că nu suntem la fel ca cei oameni care aleargă după ea în felul acesta. Cum mă credeți, nu știu ce sunt noi să ne trezim dimineața și să zicem astăzi îmi iau liber să stau toată ziua în studiu bine. Nu o să facem asta. O să ne trezim dimineața și să alergăm după satisfacțiile noastre. Să mergem la joburile noastre, să mergem la cumpărăturile noastre și așa mai
departe. Ce facem noi? Vai de ce facem noi? Și ce se așteaptă Dumnezeu? Nu țin seama de faptele Domnului, nu iau considerare de lucrarea mâinilor sale, ci astfel poporul meu va merge în captivitate din lipsă de cunoștință. Versetul 13 lucidează așa de frumos motivul pentru care facem ceea ce facem, și anume lipsa de cunoștință. Într-adevăr, suntem păcătoși și ca atare păcătuim. Dar singurul mod prin care putem ca să fim mai puțin păcătoși este prin cunoștința lui Dumnezeu. Nu poți fi mai bun în mod miraculos. Domnul Iisus spune, sfințește-i prin cuvântul tău. Profetul spune că poporul lui Dumnezeu va fi dus în captivitate din lipsa lui de cunoștință. Ei sunt captivi la aceste păcate, la aceste lucruri și vor fi captivi lor în continuare dacă persistă în această lipsă de cunoștință. Cunoștința este de două naturi. Există o cunoștință intelectuală și există o cunoștință în duhul tău, cunoștință dincolo de intelect, o cunoștință simțită, reală. Toți avem cunoștința intelectuală că există un Dumnezeu, că El este suveran și că pretinde sfințenia. Aici. Dar aici. Dacă l-am cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El într-adevăr aici, ar mai putea inima noastră să tânjească după lucrurile care tânjește? Dacă l-am cunoaște pe Dumnezeu ca și fiind un Dumnezeu drept, care vine și judecă poporul său în acest fel, am mai putea noi în continuare să persistăm în a da rodul care îl dăm când știm ce pretinde stăpânul nostru de la noi? Suntem în captivitate față de firea noastră, suntem în captivitate față de păcatele noastre, pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu într-adevăr în inima noastră. L-avem în creierul nostru, avem în gândul nostru câteodată, dar nici acolo nu este cât de des ar trebui ca să fie. Dar în inima noastră este gol, Dumnezeu nu este prezent în cunoștința făpturii noastre. De aceea, versetul 14, locuința morților și-a mărit pofta și-a deschis gura peste măsură. Nobilimea lui Iuda și mulțimea lor vor coborî în ea cu toți gălăgioșii și oamenii veseli. M-a surprins acest verset. Gălăgioșii și oamenii veseli fiind caracterizați ca cei care coboară în locuința morților. Să nu ne grăbim să fim gălăgioși și veseli în adunările noastre, crezând că acolo este stare de spirit și de duh. Domnul Iisus spune, ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce plâng. Toți gălăgioșii și veselii care au coborât cu mulțimea în locuința morților. Omul va fi trântit, fiecare va fi umilit și privirile trufașe vor fi smerite. Țineți minte de data trecută că noi îl sfidăm pe Dumnezeu cu păcatul nostru, că am ajuns ca să îi facem ciudă lui Dumnezeu cu păcatul nostru și să afirmăm faptul că suntem așa de autonomi încât putem păcătui și Dumnezeu nu ne poate face nimic. Poate pare o explicare prea severă. Dar dacă mă uit în viața mea, de multe ori, parcă în ciudă păcătuiesc să văd dacă o să mă pedepsească Dumnezeu. Nu mi s-a întâmplat nimic. Am mințit. Și ce da? Nu m-a trăznit. O mai bine m-ar trăzni acum decât să aștepte până la judecată. Mai bine ne-ar pedepsi acum decât să ne lasă să mergem pe calea aceasta în care sfidăm și râdem în fața lui Dumnezeu cu păcatul nostru. Pentru că este foarte clar că omul va fi trântit și fiecare va fi umilit și privirile noastre trufașe vor fi smerite. Dar să dea Dumnezeu să fie smerite acum și nu atunci. Amin. Dar Domnul oștirilor va fi înălțat
prin judecată și Dumnezeu cel Sfânt se va arăta sfânt prin dreptate. Eu cred că sentimentul acesta de a da rodul nepotrivit, de a sfida pe Dumnezeu prin păcatul nostru, este cumva să-i arătăm lui Dumnezeu că, de fapt, totuși noi suntem suverani. Doamne, Tu m-ai creat și mi-ai dat o misiune pe acest pământ ca să fiu spre proslăvirea Ta, dar eu am alte idei. Am să mă împotrivesc ce să am să-ți arăt ție că fac eu ce vreau eu. Știți că am vorbit despre ideea de faptul că noi suntem hoți de slavă. Mergem și furăm slava lui Dumnezeu și în acest fel vrem să-i arătăm lui Dumnezeu că, știi, Doamne, Tu vrei ca noi să-ți dăm toată slava Ție. Dar noi o să o ținem pentru noi. Facem ce vrem noi. Ceea ce nu realizează omul firesc și omul nebun este că Dumnezeu își va primi slava cuvenită indiferent. Dumnezeu nu va rămâne păgubit în slava sa. Și textul vine și spune, Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată. Prin pedepsirea omului păcătos, Dumnezeu își manifestă slava sa. Dumnezeu își va manifesta slava sa față de acest univers, fie prin îndurarea care o arată față de tine și prin oglindirea slavei sale în viața ta sau prin nimicirea ta la judecată. Dar toți suntem datori ca să arătăm slava lui Dumnezeu și ca slava lui Dumnezeu să fie vizibilă în viața noastră și toți vom servi pentru slava lui Dumnezeu. Fie că va fi spre judecata noastră, fie că va fi spre iertarea noastră. Dar omul care este nebun crede că poate să se împotrivească lui Dumnezeu în această viață făcând ce vrea el și neacordându-i lui Dumnezeu slava care îi se cuvine. Și profetul spune așa de corect, Dumnezeul oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeul cel Sfânt se va arăta sfânt prin dreptate. Nimeni nu scapă din a-și îndeplini scopul pentru care a fost creat. Creatura a fost creată ca să fie spre slava lui Dumnezeu. Și ea își va îndeplini scopul. Tu îți vei îndeplini scopul, fie că vrei, fie că nu vrei. Vai de cei ce trag nedreptatea cu funile deșertăciunii și păcatul, cum ar trage frânghiile de la car, cei ce zic să se grăbească, să-și facă repede lucrarea ca să vedem și să împlinească planul Sfântului Israel ca noi să-L cunoaștem. Și vaiurile continuă, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, întunericul lumină și lumina întunericul, amărăciunea dulceață și dulceața amărăciune și așa mai departe. Vai de cei ce se cred înțelepți și cei ce se consideră isteți. Și cred că ne regăsim în aceste cuvinte. Cred că și noi avem această problemă a fi relativ. Binele e bine atunci când e bine pentru noi și răul e rău atunci când nu e păcatul nostru. Dar imediat când suntem în situație, lucrurile sunt relative, știi? Nu poți ca să fii chiar așa de sever. De câte ori nu ne bazăm pe înțelepciunea și ispățimea noastră decât pe cuvântul lui Dumnezeu. Ne regăsim în tot ceea ce spune aici și din nou, dacă ne uităm mai în jos, în versetul 24, vedem motivația pentru care suntem așa cum suntem. Pentru că au respins legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului Israel. De aceea mânia Domnului se aprinde împotriva poporului său. Nu cunoaștem pe Dumnezeu, nu cunoaștem cuvântul Său și am ajuns în această stare pentru că am respins legea Lui, pentru că am disprețuit cuvântul Său. Este imposibil ca să iubești cuvântul lui Dumnezeu și să stăruiești în cuvântul lui Dumnezeu și El să nu te transforme. Este imposibil ca să stăruiești în cuvânt și ca El să nu te schimbe în interiorul tău, dar dacă disprețuiești cuvântul, dacă respingi legea lui Dumnezeu, atunci toate aceste lucruri care se văd aici, toate aceste vaiuri, devin o realitate în viața noastră. Pentru că nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să ne transforme. Și este foarte ușor ca să nu o facem miercuri seara, nu la studiu, nu am timp să mă duc la studiu. Să citesc acasă, n-am timp să citesc acasă.
să iau notițe la o predică, este greu. De multe ori, cei care predică sunt atacați și acuzați de faptul că noi voi vreți ca să fim toți intelectuali. Vreți să facem teologie, vreți să facem... Considerați faptul că atunci când Dumnezeu a vrut ca să ne comunice planul său pentru noi, a scris o carte. N-a pictat un desen. Nu eu am făcut alegerea asta. Dumnezeu a hotărât să reveleze prin cuvântul său și atunci când noi ne dăm în spate de la cuvântul său, consecințele sunt clare, ne arată textul. Nu putem ca să devenim oameni după voia lui Dumnezeu dacă respingem legea lui Dumnezeu. Nu putem ca să ne îndeplinim scopul pe acest pământ dacă disprețuim cuvântul său. Și de aceea, pentru că asta facem de adesea ori, mânia Domnului se aprinde împotriva poporului său. El își ridică mâna împotriva lor și zdrobește munți, și zdrobește munții, se clatină și trupurile moarte sunt ca gunoiul pe drumuri. Și următoarea frază bagă spaima în mine. Cu toate acestea, mânia lui nu s-a potolit, iar mâna sa este încă întinsă. Țineți cont. Dumnezeu zice, voi sunteți via mea. Eu v-am creat cu un scop. V-am dat toate beneficiile și n-ați dat rodul bun. Acum am să dărâm gardul. Acum am să dau zidul jos. Acum n-am să vă mai acord privilegiile care v-am acordat. Acum am să vă las ca să fiți călcați în picioare. Acum vedem că el se ridică, mâna lui se ridică și zdrobește chiar munții. Ne zdrobește și chiar munții să clatine și trupurile moarte sunt ca gunoiul pe drumuri. Și concluzia profetului este, cu toate acestea, mânia lui nu s-a potolit. Incredibil. Cu toate acestea și mânia lui nu s-a potolit pentru că nedreptatea care se întâmplă în fiecare zi față de Dumnezeu, în atitudinile noastre, în trăirea noastră, în comportamentul nostru, este așa de urâtă și așa de spurcată încât Dumnezeu mai are încă de judecat, mai are încă de nimicit încât să facă dreptate. Judecata lui Dumnezeu, dacă nu suntem copiii răscumpărați a Lui, ne amenință și astăzi. Mânia lui încă nu s-a potolit și nu se va potoli până în ziua judecății, când ea s-a revărsa pe deplin peste păcătoși. Ceea ce sărbătorim noi astăzi prin cina Domnului, prin rodul viței, prin pâinea, este ispășirea care o avem de la această judecată, de la această mânie care încă nu s-a potolit. Dacă nu realizezi acest lucru, dacă nu realizezi de fapt ceea ce ne bândește după colțul acesta care noi îl numim viața, atunci cina Domnului este ceva fără semnificație. Este ceva care nu este important, este un simbol care nu are nicio valoare. Dar dacă realizezi că de fapt noi suntem via lui Dumnezeu care în continuare dăm rod nepotrivit și merităm ca să fim nimiciți, merităm ca mânia lui Dumnezeu să se potolească în noi. Și el a optat să nu facă asta. El a optat ca mânia lui Dumnezeu să fie potolită în el, în fiul său. Dacă înțelegem că cina Domnului este felul în care noi afirmăm că deși nu am meritat, Dumnezeu ne-a scos de sub mâna lui mânioasă, întinsă deasupra omenirii și ne-a pus în umbra lui, ne-a pus sub protecția lui și a revărsat mânia peste fiul său. Dacă înțelegi acest lucru, înțelegi că am trecut din această stare care este vai de noi, într-o stare în care avem parte doar de harul lui Dumnezeu, doar de bunătatea nemeritată. Cina Domnului este un moment în care să conștientizezi că, într-adevăr, și astăzi
Chiar în starea aceasta de născut din nou, chiar în starea aceasta în care ești conștient de păcatul tău, e vai de tine și e vai de mine. Și că dacă pentru o clipă Dumnezeu ar lua mâna Lui deasupra noastră, dacă pentru o clipă Dumnezeu ne-ar lăsa în propriile puteri, ar fi vai de noi. Și este momentul să sărbătorim faptul că El a ales să nu facă acest lucru. El a ales ca să-și potolească mânia asupra Fiului Său și nu asupra mea și asupra ta. Că în momentele care urmează, aș vrea să sărbătorim acest lucru împreună. Aș vrea ca să stăm împreună la masa Domnului și să recunoaștem faptul că nu ne-am îndeplinit scopul pentru care am fost creați. Ne-am dat rodul potrivit care ni s-a cerut și că Dumnezeu nu are nicio vină pentru acest faliment și că toată vina este cu noi. Și deși am fi meritat toată mânia Lui și deși am fi meritat să fim depravați de toate beneficiile care le-am avut și să ajungem judecați pe veșnicie, El a ales să facă opusul și să revarse harul Său și să ne dea toate binecuvântările duhovnicești în continuare. Așa că în momentele care urmează, vă amintesc că, așa cum spune Scriptura la cina Domnului, au dreptul să se apropie toți cei care s-au cercetat, care au un legământ personal cu Domnul Iisus Hristos, care înțeleg starea lor de căzută, starea lor de păcat și înțeleg că în ei nu este niciun pic de vrednicie pentru a sta în fața unui Dumnezeu drept. Dacă Hristos este vrednicia lor totală, că meritul Lui este transferat nouă și că păcatul nostru a fost transferat Lui. Așa că vă invit să ne ridicăm, cei care se împărtășesc, și să ne apropiem de această lucrare. În Corinteni 11, Apostolul Pavel spune: de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin.